cu niște analize de fertilitate. Șansele noastre de a avea un copil împreună sunt mici, aproape inexistente. E adevărat? Te-ai culcat cu un alt bărbat? Da. Chemați medicul, repede, chemați medicul! Cristian! Jungla de asfalt cu pașii mici. Poate știi, știi cum e să trăiești aici. Orac și știe tot ce faci, știe tot ce zi. Poate știi cum e să fii judecat, când știi cu toată ființa ta că ești nevinovat. Poate știi de unde vii și cine ești, dar toate astea se vor schimba în București. Noapte și zi, orașul e un câmp de lupt. V-am spus, nu se mai poate face nimic. Cristian, trezește-te! Domnișoare, Cristian, trezește-te! Tu nu poți să mori, nenorocitule! Tu nu ai cum să mori! Tu trebuie să plătești ca un câine pentru ce ai făcut! Vă rog, înțelegeți, este inutil! Nenorocitule, nu poți să mori, nu acum! V-am spus, nu se mai poate face absolut nimic. Domnișoare, asistent, vă rog să consemnați ora decesului. Da, domnule doctor. E o prostie, cum să fiu eu tatăl copilului tău? Bine, e o prostie, dar era o soluție. De o tâmpenie. Oricum, tu, fiul meu, erai mult mai aproape decât un necunoscut. Dar e o tâmpenie, mă, poți să mă trimiți și la Balamuc. Merit. Manuela știe de asta? Nu. Și nici n-ar fi aflat. Mă rog, îi lăsam impresia că ea a ales donator. Și, sigur, în eventualitatea în care tu erai de acord, tu erai donator. Bun, înțeleg că aveai deja un plan. Emil, sunt disperat. Mai, ce aveai? Ce variantă mai vrei? Ce variantă putea să iei? Ce variantă? Nu, tata nu mă înțelege greșit, dar mi se pare puțin cam deplasat. Bine, te-am jucat. Pa. Am plecat. Pa. Tată. Uite discuția asta. Uite. Nu poate fi adevărat. Ascultă-mă. Știu că a fost o greșeală. Te-am văzut pe tine cu Angela și... Și te-ai gândit să te răzbuni? M-ai văzut cu Angela și te-ai gândit să te culci cu un alt bărbat ca să te răzbuni? Nu. Adică, dacă te iau de soție și nu fac ce vrei tu și nu merg în vârful picioarelor, o să te culci cu un alt bărbat, o să fugi în alte așternuturi? De ce? Ca să te răzbuni? Nu. Te rog, iartă-mă. Nu mă atinge. Am greșit. Te rog, iartă-mă. Alo. Lasă-mă singur, te rog. Ce-i cu tine, Narcisa? Ce-ai pățit? Hai, te trage aer în piept și spune-mi ce s-a întâmplat. Tudor a aflat că l-am înșelat cu un alt bărbat. Dumnezeu!
Dumnezeule. Da, și n-am putut să-l mint. De ce-i cu tine? Ce? N-am... Ce să fie? N-am nimic ce să fie. Cati, ai plâns. Spune-mi de ce. Ea, așa plâng eu câteodată. Cati. Moș. Cati, anulează-mă întâlnirile. Nu vreau să văd pe nimeni alții. Da, domnule. Te-ai mai calmat? Da, să zicem. O să-mi trec oricum, stai tu liniștit. E incredibil ce s-a întâmplat. Știi ce e ciudat, Tudor? Îmi pare rău că a murit nenorocitul ăsta. Îți pare rău? Da. Moartea mi se pare o pedeapsă mult prea mică pentru el. Trebuia să trăiască, Tudor. Trebuia să sufere ca un câine în pușcărie pentru ce a făcut. Nu e corect. Liniștește-te. Ce dreptate e asta, Tudor? Sceleratul ăsta a luat 4 vieți, a lăsat familii îndoliate. Și ce pedeapsă a primit? 2 minute de agonie. Atât. Mult prea puțin pentru el, Tudor. Nenorocitul. Nu pot să-mi dau seama când a devenit Cristian un criminal. Era un om normal. Colegul meu de facultate. Ne împrumutam cărți, mergeam la petreceri împreună. A fost în concedii împreună. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Nu vă spărați, aș putea să intru la... Sunteți rudă? Nu sunt rudă, suntem... Am fost prieteni. Aștept să mi-au rămas bun. Bine. Doar câteva momente până vin cei de la morgă să-l ia. Vă mulțumesc. Și după care erau moarte toate fetele. Inclusiv Carolina. Unde a dispărut avocatul care se lupta pentru dreptate? De ce? Poate că n-ai mai rezistat când ți-ai dat seama că Ștefan n-o să-ți spună niciodată tată. O să am grijă de Ștefan. O să am grijă de fiul nostru. O să-i povestesc tot ce s-a întâmplat. Se povestește și ce om erai odată. Poate că o să te ierte. Da, puteți să luați. Tudor, e în birou la el? A plecat. Ți-a spus unde? Trebuie să discut ceva cu el. Nu, dar îmi imaginez. De ce plângi? Ai terminat de semnat, că dacă ai terminat, vreau să-mi dai hârtiile astea. Zi-mi ce ai. Hai, te spune-mi ce ai, chiar mă interesează. Ce s-a întâmplat? A murit domnul Cristian. Poftim? A murit. Ești absolut sigură? Cât noroc poate să aibă ăsta? Cât noroc! E incredibil. Când trebuia să stea toată viața lui infectă în închisoare, să se putrezească acolo, el moare. El de ortopop. Emil, te rog să nu vorbești așa. Măi, Cati, tu îți dai seama ce faci? Tu îți dai seama că plângi un psihopat? De ce nu-l plângi pe Râmaru? Știi cine trebuie să plângă? Rudele victimelor lui. Ele au dreptul să plângă, nu tu. Ajunge, Emil, ajunge. Îți zic eu care e problema ta. Ești prea bună cu toți nenorociții.
pot să plec? Că dacă nu plec acum, îți spun vreo două, să știi. Știi ceva? Ia-ți toată ziua liber dacă vrei. Toată ziua liberă ești. Dar o să pierzi petrecerea de la birou. Ori să curgă valuri de șampanie, zic eu. Stai puțin. Mai spune-mi odată că... Poate n-am înțeles eu bine. Adică tu, Narcisa, i-ai spus domnului Tudor... Că te-ai culcat cu alt bărbat? Da, Mioara, ai înțeles bine. Fetițo, tu nu știi că astfel de lucruri... Mergi cu ele în mormânt. Și ce era să fac, Mioara? Tudor aflase deja. De la cine? Când eram la birou, da, a sunat cineva. Cine? Și acel cineva i-a spus. Dar cine? Eu cred că a sunat de Leonardo. Leonardo? Da, Leonardo, cel cu care eram. În fine, nu vine să cred că ar fi făcut așa ceva. Asta nu-i bărbat, e un laș. Bună, Tudor. Bună. Tudor! Tudor! Vreau să vorbim. Nu. Nu acum. Probleme, drăguță? Te pot ajuta cu ceva? Zici că ești proful de mate. Și el e întotdeauna supărat. Doar obosit, tată. Ce-i cu Ana? Sunt pentru Cristian. Știu că nu o să mă duci prea des să-l văd la închisoare. Să-i le dai tu. I-am făcut o scrisoare și un desen. Să-i spui că mă gândesc în fiecare zi la el. Da, o să-i spun. Dar de ce a fost închis? N-a făcut ceva atât de rău. Toată lumea face greșeli. Da. Nu suntem perfecți. Așa e, tată. Toată lumea face greșeli. Și când o să-i le duci? Săptămâna asta? Da, săptămâna asta. Ce am de spus, te rog. E important. Te vor controla înainte să intri. Așa că vreau să cumperi un pachet de țigări și să ascunzi pastilele înăuntru. Dar vă rog să-mi explicați pentru ce sunt pastilele astea și de ce trebuie să le ascund. Cati, vreau să pun capăt acestei suferințe. Și ăsta este dormitorul. Îmi place, e foarte drăguț. Aici se întâmplă toată magia, dacă înțelegi ce vreau să zic. Deci ești magician? Da, sunt magician. Cam cât de bine ești tu ca magician? Sunt cel mai bun magician. Stai. De ce să stau? Nu-mi zi, mi-ai făcut ochi dulci toată săptămâna la sală, ca să o faci acum pe fata mare, ha? Nu, da. Da? Ai ce? Ai un pat atât de mare și mie îmi place să stau comod. Mă gândeam eu că-ți place. În camera asta e o comandă, ai înțeles? Iar tu faci ceea ce ți se spune. Aș
aștept pe cineva? Nu. Scuză-mă că apar așa anunțată, dar sunt foarte îngrijorată. E târziu și Sergiu încă n-a ajuns și l-am tot sunat, dar are telefonul închis. Credeam că știi tu ceva despre el. Nu știu absolut nimic. Iartă-mă, te deranjez? Nu, stai liniștită. Nu e niciun deranj. Da, credeam că... Te rog să mă ierți. De ce? Trebuia să sună înainte să... Nu, stai. Manuela. Cine era? Una care n-a înțeles că e de-a păpucii. Da, cam așa ceva. Îmi promiteai puțină magie. Mai aștept mult. Acum putem vorbi? Nu e nevoie. Eu cred că e nevoie. Ne-am spus tot ce aveam să ne spunem. Nu mai e nimic de adăugat. Tudor, te rog, ascultă-mă. Știu că am făcut ceva îngrozitor, dar nu știu cum s-a întâmplat, nu știu cum am ajuns... Narcisa, te rog, păstrează poveștile astea pentru tine. Asta e adevărul. Atunci nu vreau să aud adevărul, clar? Tudor... Te rog. Te iubesc, ești singurul care contează pentru mine, înțelegi? Nu mi-aș fi permis niciodată să te înșel. Și totuși ai făcut-o. Nu pot să-mi scot asta din minte. Vrei să plec? Spune-mi și mâine dimineață dispar din casa asta și din viața ta. Nu știu. Trebuie să mă gândesc. M-ai distrus sufletul. Nu pot să mă uit la tine fără să mă gândesc că ai fost altuia. Da. Poate că e mai bine să pleci. Scuze-mă dacă te-am trezit, vreau să știu dacă s-a întors tata. Da, m-am speriat degeaba. I se descărcase bateria la telefon și din cauza asta nu am putut lua legătura cu el. Îmi cer scuze pentru mai devreme, sper că nu te-am deranjat. Nu m-ai deranjat. Sincer să fiu, aș vrea să mă deranjez mai des. Nu știu de ce n-am sărit pe tine în noaptea asta. Vreau să fac dragoste cu tine, Manuela. Vreau să te am în patul meu. Emil, te rog. Manuela, ești singura care mă satisface. Ești singura care mă face fericit în pat. Te rog, încetează. Tatăl tău tocmai este de la duș. Vrei să vorbești cu el? Nu. Spune-i noapte bună din partea mea. Bine, noapte bună. Nu-mi frumă din partea ta că mă lași să aștept. Hai în dormitor. Vreau să mai îmi arăți o magie de-a ta. Tocmai ți-am chemat un taxi. Un taxi? Vrei să plec? Nu, aș vrea să te măriți cu mine, dacă se poate. Dar normal că vreau să pleci. Nu știi deloc să te porți cu o femeie. Crede-mă că știu.
dar nu cu toate femeile. Ești un nesimțit. Cati? Știu că e târziu, dar... Nu, intră. Intră, hai, intră. Scuze-mă că ți-am deschis așa, dezbrăcat. Dacă ești cu cineva, eu pot... Sunt cu cineva, dar o trimit la plimbare. Hai, dezbracă-te, fă-te comodă și fă-ne și o cafea. Mă întreb cu mine. Zi-mi, Cati, ce s-a întâmplat? Probabil e ceva destul de grav dacă ai venit la ora asta la mine. Foarte grav. Păi, zi-mi, sunt prietenul tău. Poate nu sunt eu cel mai bun la a-mi rezolva propriile probleme, dar măcar pe ale altora pot să le rezolv. Cu o zi înainte să moară, Cristian mi-a dat un telefon. Mi-a cerut să-i adun niște pastile. Ce pastile? Mi-a zis că vrea să termine cu tot. Sunt o criminală, Emil. Eu l-am ajutat să moară. Cristian a murit din cauza mea. Unde vrei să pleci, amice? Ce mi-e asta așa? Da. Cati, ascultă-mă. Și eu ce mi-ar folosi? Ce ai putea să-mi spui ca să nu mă mai simt în halul ăsta? L-am ucis, înțelegi? Eu l-am omorât. Cati, nu-i vorbi prost. Eu sunt vinovată. Dacă nu-i aduceam nenorocitele alea de pastile, acum mai era în viață. Cum pot să mai trăiesc cu moartea lui pe conștiință, înțelegi? Cum pot asta? Cati, liniștește-te. Nu-mi place să te văd așa. Dar eu așa sunt, Emil. Asta e, Cati, cea adevărată, nu aia de la birou. Mereu calmă și binevoitoare. Mereu aranjată și cu zâmbetul pe buze. Nu. Nu, Emil, eu așa sunt. În fiecare seară când mă întorc de la muncă, intru într-o casă pustie și plâng. Înțelegi? Asta fac. Fii atentă la mine. Nu mai sufli nicio vorbă despre nimic. Ai înțeles? Să n-aud de pastile dacă ce ai spus acum ajunge la urechile unui procuror, înfunzi pușcăria. Asta este sfatul unui avocat? Asta mă sfătuiești să fac, să mă închid gura? Este sfatul unui prieten. Este sfatul unui prieten. Ascultă-mă bine. Doar dacă l-ai ajutat, nu înseamnă că l-ai și omorât. Nu. Eu l-am ucis. Înțelegi? Eu l-am ucis. Țineam la el și l-am ucis. Cred că e un caz unic. Am ținut la el și l-am ucis, Emil. Mai există cineva în situația asta mea? Sunt sigur că nu ai intenționat lucrul ăsta. Nu trebuia să accept. Nu trebuia să-i aduc pastilele alea. Uneori facem niște alegeri greșite. Nu înseamnă că... Când iubești, Emil, n-ai voie să faci alegeri greșite. Cati, înțeleg că l-ai iubit ca pe un fiu, da? Ca pe un fiu? Nu, Emil. Nu l-am iubit ca pe un fiu. L-am iubit ca pe un bărbat. Ani întregi l-am iubit ca pe un bărbat. Și atunci când m-a rugat să-l ajut, am crezut că fac ceva important, că fac un lucru care să ne lege. Întotdeauna n-am făcut decât un singur lucru. Să merg la birou, să-i fac cafeaua, să-i fac agenda și atât. Dragul
dragostea unor ne obligă să facem cele mai mari prostii. N-am vrut să-l omor. N-am vrut. Da, știu. Știu. Dar trebuie să mă asculți foarte atentă. Promite-mi că nu o să spui nimic nimănui niciodată. Asta. A, scuze, dormim în continuare. Ileana, am întrebat ce a fost asta. A, păi aranjam jucăriile și am dat peste bebelușul ăsta. Ce-i cu bebelușul ăla? Nu-ți mai aduce aminte? Când erai însărcinată, ne jucăm noi două cu un bebeluș. Eu îl făceam să plângă și tu erai mama. Ileana, eu nu sunt mamă, clar? Nici nu vreau să văd bebelușul, nici să-i aud. Bine, gata. Ești o nesimțită, nu-ți pasă de ceilalți. Acum ce mai ai? Ți-am cerut deja scuze? Ți-am cerut deja scuze? Nu mă încălzește cu nimic. Vreau să dorm. Prostu. Parcă ești nebună. Ce ai zis? Păi tu ești a care ți-ai dat copilul cadou. De ce te răspund pe mine? Ce-ncoci? Mai zi odată! Mai zi odată! Ce-i aici? Mai! Anastasia! Bine, mai zi odată! Dă-i drumul! Anastasia, dă-i drumul și tu, hai! Pleacă, ieși! Ia uite, mă! Ieșiți odată! Da, am înțeles. Nu mai vreau să mai văd pe nimeni, lăsați-mă! Lasă-mă, mă doare. Am vrut să-ți fac bine. Păi, dacă vrei să-mi faci bine, lasă-mă să stau cu tine și cu bunica. Eu nu mă întorc la nebună. Nu mai zici așa, nu mai vorbi așa. E sora ta mai mare și are și ea motivele ei să fie așa nebună. Da, Mioara, ia-i părerea. Într-o zi o să mă bată atât de tare, să vedem atunci ce mai faci. Nu mai vorbi prostii, că nu despre asta e vorba. Eu vorbesc prostii. Era să-ți mulcă tot părul din cap. Hai cu mine la bucătărie să-ți pun niște gheață. Păi, nu o să mă doare mai tare? Ce să te doare? Despre ce s-a luat? Nimic. S-au ciondat și ele puțin. De ce e apărarea? Nu iau apărarea. Cu ea apărarea, despre ce e vorba? Nebuna de Anastasia. Nu mai vorbi așa de sora ta. Pe mine trebuie să mă cerți. Ea a fost geagă de mi-a smurt tot părul din cap. Iar e adevărat? Da sau nu e adevărat? Păi, da, Anastasia, că am depășit măsura. Bine, duceți-vă, vorbesc eu. Sper să-i dea o mamă de bătaie. Hai la bucătărie, hai. Hai să fie niște. Deja a venit Ileana și a dat cu ciocul la tine? Am venit să discutăm. A, să înțeleg că ești pregătit să ții la mine, nu? Nu crezi că ar trebui să ascult și varianta mea mai întâi? Anastasia, nu e vorba de nicio variantă. Sunteți surori. Vă rog, nu vă mai certați. Tata, ea a fost de vină. Mi-a spus că mi-am dat copilul cadou. Tu crezi că numai ție ți-e greu? Nu, tată, mie mi-este cel mai greu. Dar se pare că vouă nu vă pasă. Ba da, ne pasă. Ne pasă pentru că te iubim. E un copil, n-a vrut să te rănească. Dar a făcut-o. Dacă vrei să nu mă mai cer cu ea, explică-i tu că nu mi-am dat copilul cadou. Le-am explicat de când te-ai întors de la spital. Le e greu să înțeleagă. Și sincer să fiu, și mie. Poftim? Tata, ce faci? Acum o reproșesc toate astea? Nu-ți reproșesc. Vreau,
Vreau doar să ne înțelegem. Tata, tot eu să înțeleg? Ce ar trebui să înțeleg? Spune-mi. Hai, calmează-te. Tata, nu mă mai trata ca pe o victimă. Nu sunt. Anastasia, toți facem greșeli. Toți. Dacă îți pare rău... Nu-mi pare rău. Doar că nu mai vreau să aud de bebeluși. Înțelegeți odată treaba asta. Se poate să nu mai aud de el? Se poate să nu mai amintiți? Da sau nu? Da, o să încercăm să facem asta. Nu încercați, tată. Faceți treaba asta dacă vreți să mă ajutați. Bine. Bună, Cati. Iubitul tău șef la telefon. Cum te mai simți? Bine, păi... Azi e liber. Dar nu stai liniștită, mă descurc eu cu Tudor aici. Te rog eu frumos, dacă mai ai nevoie de ceva, mă suni, da? Bine. Bună, fiule. Ia-l, te rog. Am venit cât am putut de repede, dar ce e așa de urgent? M-am gândit că e urgent pentru tine. Nu înțeleg. Sau poate că sunt eu puțin adormit. Referitor la discuția pe care am avut-o noi doi ieri. A, nu. Nu-i mie. Îmi cer încă o dată scuze, dar... A fost o prostie. Îți cer să uiți ce ți-am cerut. A fost o idee tâmpită și atât. Da. Nu mi se pare o idee tâmpită. M-am gândit și... sunt de acord. Poftim? Vreau să te ajut, tata. Să vă ajut, de fapt. Ai face tu așa ceva pentru mine? Da, dar mai întâi vreau să știu mai multe despre procedură. Sigur. După mile mele cunoștințe, lucrurile ar decurge cam așa. În calitate de donator, după ce ai dat mostra specialiștilor, urmează ca ei să o supună unor procese speciale. De ce? Nu știu, pentru că trebuie să o îmbunătățească, mă, să o facă mai eficientă. Am înțeles. Bună dimineața. Vrei un ceai? Nu, am să iau micul dejun la birou. Te-ai răzgândit? Nu m-am răzgândit. Regret foarte, foarte multe lucruri. Tudor, nu. Lasă-mă să vorbesc. M-au lovit foarte multe nenorociri. Prietenii m-au înșelat. Numai că nu m-aș fi așteptat niciodată să mă înșel tu. Iartă-mă, te rog. Mi-ai distrus sufletul. Tudor, îți jur. Lasă-mă cu jurămintele. Aveam încredere în tine. Acum încrederea asta nu mai există.
Te rog, Tudor, cere-mi orice. Orice. Nu pot să trăiesc cu o femeie care atunci când vrea să se răzbune se aruncă în brațele unui alt bărbat. Dar n-am vrut să mă răzbun. N-am cum. N-am pus să-ți fac asta tocmai ție. Pare rău că s-a ajuns aici. Aș vrea să trăim o viață împreună. Vreau să-ți faci bagajele. Când mă întorc de la birou, nu vreau să te mai găsesc aici. Fiu bine, Mioara, nu vezi că plâng? Am văzut că tăiai o ceapă sau ceva. Ceapă. Tudor m-a dat afară din casă. Asta merit. Nu trebuie să fac niciodată ce am făcut. De ce am făcut-o, Mioara? Deci, partea mea, contribuția mea, se încheie destul de repede, nu? Poftim? Adică, dau mostra și gata. Da, în sensul ăsta, da. Bun, și inseminarea? Da, poate avea loc imediat și avem mostra. Ok. Doar atât am spus, ok? Nu o să regreți? Nu. Nu o să regret. Îți mulțumesc, fiule. Nu mai mulțumim atât și asigură-te că e totul în regulă, da? Când ai vești, îmi spui. Perfect. Mă coruși până la lift. Bineînțeles, dacă tot mi-e cate aici. S-a întâmplat ceva cu Ecaterina? A pățit ceva? Nimic grav. Probabil e puțin stresată. E boală la modă, nu? Da. Eu, în schimb, te am pe tine și nu pot să mă plâng. Tată, te-am rugat frumos. Termină cu sentimentalismele astea, știi că nu-mi plac. Nu sunt sentimental deloc, că sunt recunoscător. Ce fiu ar face asta pentru tatălui? Emil? Bună ziua! Bună ziua, domnișoara procuror. Bună ziua! Îl caut pe domnul Preda. A sosit? Nu a sosit, dar dacă vreți puteți să-l așteptați la dumneavoastră în birou. Mulțumesc, scuzați-mă. Frumoșica, domnișoară, frumoșica. Tată! Hai. Și ce, ai venit să-mi cânti o odă bucuriei? Vrei să mă ajuți? Sau ce? Să nu spui că-ți pare rău. Narcisa, cât de nerecunoscătoare ești. Eliza, n-am de gând să-ți cânt în strună doar pentru că mi-ai dat un rinichi. Ești o dezamăgire totală. Dar de ce mă mai mir? Nu o să te schimb niciodată, ai rămas tot la fel de sălbatică.
Ce vrei, Liza, de la mine? Vrei să mă vezi cum mă dă Tudor afară? Vrei să mă vezi ieșită pe ușă? Pleci din casa lui Tudor? Da. El e stăpânul în casa asta. Eu am fost doar un musafir. Iubito, te doare ceva? Nimic. Cum să te ajut? Vrei să-l sun pe tatăl tău? Spune-mi ce vrei. Vreau copilul înapoi. Cum așa, Anastasia? E copilul meu, mătuși, îl vreau înapoi. Dar copilul tău e foarte bine unde e. Mătuși... Mătușa, vreau băiețelul înapoi, eu sunt mama lui. Vreau băiatul înapoi. Nu cred că e posibil lucrul ăsta, Anastasia. Ba da, eu sunt mama lui, eu trebuie să am grijă de el. Vreau copilul meu. Da, familia aia are grijă de el. Nu se fie mai bine decât e cu mine, mătușa. Vreau să te liniștești acum, da? Te rog. Îl vreau înapoi. Eu sunt mama lui, mătușa. Băiețelul meu trebuie să fie cu mine. N-ar fi trebuit să-l dau niciodată. Ți-a fost dor de mine, Emil? Tudor, iartă-mă că am venit neanunțată, dar e vorba despre ceva foarte important. Bună, te ascult. N-am să-ți dau o veste foarte bună. Angela, nu vreau o veste proastă, n-am dormit bine. Te rog. E vorba despre Cristian. Îmi închipuiam. Nu, nu-ți închipui. Nici măcar nu poți să imaginezi. Ce e cu Cristian? Cristian nu e mort. Nu, suntem într-un film prost sau ce? Cum nu e mort? Nenorocitul ăsta e din nou în libertate și un pericol pentru oricine. Angela, l-am văzut amândoi pe pat, nu respira. A înviat, cum? Cadavrul i-a dispărut de la morgă azi dimineață. Iar infirmierul a fost găsit într-o baltă de sânge, cu gâtul tăiat. Dumnezeule, ce se întâmplă? Ce se aude? Nu știu, trebuie să văd. Vin cu tine. Nu se poate, nenorocitul. Tudor, eu iau pe scări. Nu o să-mi scape și de data asta. Angela, nu. O să sun la pază. Te rog, vreau să ies în coboare din lift. Angela! Se întoarce liftul. Trebuie să-i dau Narcisei o scrisoare din partea domnului Leonardo Alzaga. Aici, cum ai intrat în jungla
venit în junglă, aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă blugi-n pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ai venit în jur.